O femeie s-a dus la spital pentru că auzea constant un bâzâit. Când i-au controlat urechile, medicii au făcut o descoperire înfiorătoare. Femeia în vârstă de 40 de ani din China a mers la spital acuzând că aude un bâzâit în urechea dreaptă. Medicii au folosit un endoscop pentru a verifica urechea femeii. Ei au descoperit ceva ce părea a fi timpanul urechii. Cu ajutorul unei pensete speciale, medicii au reușit să desprindă timpanul aparent al femeii și au descoperit de ce pacienta auzea un bâzâit. Un păianjen se ascunsese în urechea femeii, insecta țesut un timpan fals în care creștea o colonie de pui de păianjeni. În timp ce femeia credea că aude un țiuit, endoscopul a arătat că, în realitate, pacienta avea un păianjen care se reproducea în interiorul urechii. La început nu s-a putut constata nimic ciudat. Abia la o privire mai atentă, medicii au descoperit că femeia avea altceva în ureche. Pânza făcută de acest păianjen este foarte asemănătoare cu timpanul. Când endoscopul urechii a intrat pentru prima dată, nu s-a găsit nimic anormal, a spus medicul. Din fericire pentru femeie, păianjenul nu era otrăvitor, iar ea a suferit doar leziuni minore la nivelul canalului auditiv, relatează știrile ProTV.ro.